Procesul migrației este un proces firesc pentru foarte multe state care au trecut în istoria lor prin perioade dificile. Republica Moldova trece o astfel de perioadă în care simțim cu toții sărăcia, în care simțim anumite procese care sunt devastatoare pentru țară. Și în cazul dat, foarte mulți moldoveni iau o decizie care e mai inspirată, mai puțin inspirată și care se rezumă la găsirea unui loc în viața lor. Unii rămân, creează întreprinderi aici în țară, unii sunt angajați la diferite instituții, la diferite entități economice, iar alții pleacă pe drumul privilegiei și ei sunt mulți, ei sunt foarte mulți. Ce poate face statul, anume ca să stopeze un astfel de proces? Poate face multe, dar e nevoie de reforme. De reforme fundamentale care sunt dureroase și în multe cazuri lovesc în aceiași moldoveni care pleacă. Pe de altă parte, statul este dator ca odată și odată în lupta cu sărăcia să iasă învingătoare. Dar vedeți că au trecut deja decenii și sărăcia lucidă în Republica Moldova se vede, ba aici, ba acolo. În ultimul rând, este foarte important ca locurile de muncă în Republica Moldova să existe și într-un număr suficient pentru a oferi oamenilor un salariu decent, pentru a le oferi o motivare în carieră și pentru a le oferi o șansă de a rămâne cu familia aici acasă. Pe de altă parte, sunt o gamă mare de servicii pe care nu le au toți moldovenii. Banaleul, cum ar fi accesul la apă potabilă, cum ar fi accesul la canalizare, cum ar fi drumurile bune, cum ar fi serviciile care sunt în orașe și poate nu toate calitative, dar nu sunt în sate. Astea sunt, de fapt, iar de nou niște repere atunci când un moldovean ia o decizie să rămână sau să plece. Și în ultimul rând, viitorul copiilor. Foarte mulți, atunci când iau decizia de a pleca din țară, se gândesc, copilul acela al meu va primi niște studii mai bune aici în țară sau le va primi cu mine în Italia sau în alt stat unde voi pleca la muncă. Și aceleași servicii medicale, care iar din nou sunt de neglijat atunci când se decide plecarea sau rămânerea în țară. Nu ultimul rând, vorbeam de motivare. E o situație foarte tristă când Republica Moldova, parcursul la mai mult de 20 de ani, nu se vede o schimbare din punct de vedere economic. Nu există un salt a economiei țării, locurile de muncă sunt destul de restrânse, sunt puține, salariile sunt iluzorii și chiar atunci când se pune la balanță starea actuală din Republica Moldova, cu cei ce au unii moldoveni plecați deja în alte țări, balanța arată că situația e precară aici în Republica Moldova. Și, de fapt, de la problemele economice, apar și probleme legate de migrațiune și nu numai, dar și problemele demografice. Ele pot fi, într-un mod oarecare, rezolvate, dar în ansamblu cu alte probleme pe care le avem noi aici în Republica Moldova. Probabil că în 2018 vom avea niște date statistice mai veridice privitor la persoanele care sunt în Republica Moldova, la populația țării. Până acum erau vehiculate unele date care se contraziceau, ba 3.500.000, ba 3.100.000, dar e foarte simplu, mi se pare, de a afla care este numărul adevărat a moldovenilor care sunt în țară și numărul moldovenilor care au plecat pentru diferite perioade. Și aici eu aș vrea ca să examinăm care sunt valențele între numărul persoanelor aflate, cele plecate, dar și ceea ce avem noi în economia națională, care este impactul acestor mișcări. Datele statistice oferă un tablou destul de rigid privitor la migrație. Deci sunt unele instituții care vehiculează cu date care arată că avem circa 760.000
de persoane care sunt plecate pentru diferite perioade din Republica Moldova, altele vin cu date care sunt cu mult mai mici, dar situația reală este una care e nevăzută de cei care stau în birourile instituțiilor de stat și la Biroul Național de Statistică, dar e destul de vizibilă în localitățile din Republica Moldova, unde vedem case pustite, case lăsate și o lipsa oamenilor care este sesizată de atâtea ori în condițiile când încercăm să găsim persoane care pot fi angajate sau dacă analizăm ce se întâmplă în instituțiile publice și în mod special în școli. În același timp există un tablou destul de trist în ceea ce privește migrația din Republica Moldova. Pleacă oameni tineri și pleacă în condiții în care situația demografică nu este deloc strălucită, ba din potrivă, este una foarte proastă. Sporul natural în Republica Moldova de mai mulți ani este unul negativ și lucrul ăsta este vizibil în regiunea de nord și în mod special în regiunea de sud. În centru și în Găgăuzia situația e mai bună, e un spor pozitiv, dar cifrele denotă o mișcare destul de pală. În același timp, datele arată că din țară pleacă preponderent femeile, care sunt mai multe. Femei tinere, femei cu studii și, de fapt, aici apar problemele cele mai mari. Deci, unele familii rămân în derivă. Doi, rămân copii care nu au îngrijirea pe care pot să le acorde mamele. Și nu în ultimul rând apare problema legată de brațele de muncă. Vorbeam de plecări. Trebuie să ținem cont că odată cu maturii pleacă și copiii. Și acest val este unul din ce în ce mai intens. Probabil că unii migranți care au plecat odată cu primul val din Republica Moldova deja își iau copiii în țările unde s-au stabilit. Ce impact are acest proces, acest fenomen asupra economiei naționale? În primul rând, acel mit pe care l-am avut, că avem brațe de muncă calificate, deja se prăbușește. Companiile străine care vin în Republica Moldova atestă și caută explicații, deci anume avântului pe care l-au avut atunci când au privit pozitiv Republica Moldova. Deja nu avem brațe de muncă care să fie angajate la aceste întreprinderi. În mediul rural e o problemă și mai gravă, deoarece la unele specialități care sunt de bază în agricultură, în sfera serviciilor, nu sunt persoane care ar putea să fie angajate și care ar putea să presteze astfel de servicii. Pe de altă parte, apare și o reticență, chiar din partea tinerilor, care își aleg instituțiile de învățământ odată cu absolvirea gimnaziilor, liceilor, atunci când se vorbește de o specialitate care poate fi profesată aici în Republica Moldova. Deja ei sunt cu ochii spre alte state, spre alte destinații decât Republica Moldova. E o situație, în opinia mea, destul de gravă, la care trebuie să existe soluții și ele există. În primul rând, acest fenomen, el nu poate fi stăpânit, el nu poate fi stopat, deoarece oamenii au o libertate de a circula, de a-și găsi locul aici sau în altă parte. Și acel care îi poate oferi niște condiții mai demne de existență, de lucru, de motivare personală, acela câștigă în acest proces destul de dureros pentru Republica Moldova și pentru moldoveni. În aceste condiții probabil că sunt niște modalități mai specifice de a-i ține acasă pe oameni, poate cu ochii numai, dar să existe o șansă de a reveni și de a-i returna aici în Republica Moldova. Poate în alte condiții și în alt timp
în altă perioadă, atunci când condițiile din Republica Moldova vor fi mai apropiate de cele pe care le-au în regiunea de unde s-au stabilit. Pe de altă parte, eu văd niște acțiuni, unele care sunt realizate, unele care nu sunt realizate, dar trebuie să fie realizate de diferiți actori din Republica Moldova. În primul rând, instituțiile de stat. E bine, există biroul pentru relații cu diaspora, care își face o meserie din ce în ce mai bine. Există unele instituții internaționale, cum ar fi Oficiul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care prin proiectul său, Migrația și Dezvoltarea Locală, face niște lucruri fantastic de bune. Există unele proiecte de stat, cum ar fi PARE 1+1, dar eu cred că e prea puțin. Aici, în această bătălie pentru moldoveni, ar trebui să implice cu mult mai multă lume. În primul rând, autoritățile publice locale, care trebuie să știe cu exactitate cine, unde se află. Doi, ar trebui să depună eforturi pentru a stabili relații cu aceste persoane, pentru a le arăta că acasă este ca acasă. Și oamenii trebuie să știe că acasă cineva îi așteaptă, în afară de părinți, în unele cazuri, și în afară de rudele, prietenii pe care îi au. Asta ar însemna comunitatea, care trebuie să le ofere informații, care trebuie să le furnizeze multă informație privitor la cele ce se întâmplă în localitățile natale și în unele cazuri să informeze atunci când există posibilități pentru a le crea un loc de muncă, pentru a le crea unele posibilități de a se întoarce în Republica Moldova și, în ultimul rând, trebuie să aibă grijă de cei tineri care sunt plecați. În foarte multe cazuri există deja o prăpastie între tinerii plecați în Republica Moldova și, în mod special, copiii care au plecat cu părinții de țara natală. Aici poate instituțiile publice, în mod special școlile, ar trebui să se gândească foarte bine ca copiii plecați să aibă o șansă de a reveni, măcar vara, pentru a nu uita limba română, pentru a nu uita ce înseamnă Moldova, ce înseamnă localitatea de baștină a părinților. Și posibilități sunt cu mult mai multe. Pe partea ce ține de economie, sunt atâtea de făcut în localitățile natale și eu știu din experiența mea că foarte mulți moldoveni sunt destul de grijulii, anume cu trecutul lor. Ei pot să inspire localitățile, să avanseze, ei pot să ofere sprijin și nu neapărat să fie un sprijin financiar. Ei pot veni cu o experiență pe care o au, pe care au acumulat-o în țările străine și pe care pot să furnizeze localităților de baștină. Nu ultimul rând, moldovenii de acasă, prin intermediul instituțiilor de stat, ar putea să ofere suport moldovenilor plecați pentru a-i apăra în țările unde s-au stabilit. Sunt diferite situații, iar cei care cad, care oferă un sprijin, tot timpul sunt ai tăi, sunt ai noștri, de aici din țară. Și pe de altă parte, sunt posibilități enorme, anume de a acopera nu numai cu moldovenii plecați, dar și cu companiile unde sunt angajați, cu autoritățile locale din țările unde sunt stabiliți moldovenii. Și poate inițiativa lor ar putea să ducă sau să ajute ca să fie create niște conexiuni. Conexiuni pentru mediul de afaceri, pentru business, conexiuni pentru autoritățile locale, conexiuni pentru instituțiile publice, școli, grădinițe, instituții medicale și nu numai. Și nu ultimul rând, moldovenii plecați din Republica Moldova trebuie să țină cont că țara este unică. Chiar dacă ai plecat și dacă are cineva grijă și cineva dacă își aduce aminte de tine, înseamnă că în țara asta nu totul e pierdut. Oamenii te așteaptă acasă. Iar marele folos din cei ce se întâmplă în Republica Moldova trebuie de făcut în așa fel ca cei plecați și cei de aici din Republica Moldova să țină cont că
ei sunt aproape unul de altul.